Ce ziceai? Am comandat, v-am povestit deja pe uretele, am comandat niște pulpe cu salată și a venit papanaș în loc de pulpă cu salată, ceea ce e ciudat. Am făcut iar comandă de altă mâncare de la alt restaurant, dar vine același curier. Cred că și el o să aibă un deja vu, bă, dar n-am mai fost la adresa aia cu o oră. Și nu, sunt convins că am fost la adresa aia cu o oră. Și acum iar tot acolo. Săracul. De data asta am comandat un pui cu nu știu ce, țaca, țaca, nu știu ce, țaca, 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 ce scrie O acolo. să vedem de ce vine. Acum cine știe ce ne mai aduce curie, băiatul ăsta. Da. Fetița lui Tati, se pare că azi Nu. n-ai noroc de băpica, vin toate prostiile. Dar a fost bun papanașie. Și chiar aveau gust de pulpe cu salată. Ai găsit vreo felii de roșii în ei, nu? Da, și m-am luat de pe os. Era os de pui, pulpă de pui. Și eu care ziceam că dacă vin două pulpe, îți dau și ție una. Au venit papanaș și am mâncat și eu unul. Deci, Da. ce mi-e papanaș, ce mi-e pulpă? Acum, găinile, există o rasă specială de găini. Acum nu mai fac pulpe cu carne. Găinile se fac direct din papanaș acum. Da. Și da, ți-a adus picioare de la o găină din aia specială din rasa papanaș. Și ți-a adus ambele pulpe ale ei. Da. Bye Fetița, bye. iau. Cine știe ce mai mănânc în seara asta?